Preparatele din carne de porc de pe masa de Crăciun fac parte din tradiția culinară a poporului român. Chiar dacă rețetele tradiționale diferă de la o regiune la alta, de pe masa de Crăciun a românilor sunt nelipsite preparate precum caltaboșii, toba sau piftia. Tăierea porcului înainte de Crăciun și folosirea cărnii pentru pregătirea preparatelor este o tradiție străveche. Masa de Crăciun este cea mai bogată de peste an, iar carnea de porc vedeta sezonului. Ce nu lipsește de pe masa dumneavoastră? Ce preparate tradiționale? Păi la mine le am pe toate că sunt la țară și m-am crescut animale, porci, tai un porc și cam tot. Să avem sărmăluțe? Da, avem sărmăluțe, caltaboși, tobă, cârnați. O să facem salată biof, de toate, cozonac, cât de cât acolo, cât de puțin, dar avem. Să se simtă spiritul sărbătorilor. Da, să se simtă spiritul sărbătorilor, da. Ce sarmale, cozonac, friptură, cartaboș, cârnați, tot ce se ține. Tot ce se mănâncă de sărbători. Pentru a simți mai bine spiritul acestora, nu? Da. Păi zice Crăciunul, cum ne punea că nu mai e Crăciun, este Crăciun, noi credem totuși în Crăciun. Asta e și porcul sau urmează să-l tăiați? Nu, îl urmează. Joi, doi tăiem. Noi la țară, oricum, e mai bine. Și se mai păstrează din tradiții, să spun așa. La noi se păstrează tot. Și colindatul și tot. Să păstrează la noi. Gospodinele se pregătesc cu câteva zile înainte de Crăciun pentru a avea parte de bucate alese la masa festivă, iar nelipsite de pe masa de Crăciun sunt cu siguranță sărmăluțele. Crăciunul nu este Crăciun dacă de pe masă lipsesc sarmalele. Compoziția se face cu carne de porc și se învelesc cu varză murată sau viță de vie. Bucătarii recomandă ca sarmalele să fie fierte în oală de lut, pe marginea sobei sau pe plită, la foc mic, să se pătrundă cum trebuie. Preparatele și carne din porc, cozonacul și... Salata de beof. Poftiți? Salata de beof. Salata de beof. Partenera să fie vesele. Partenera să fie vesele, familia să fie sănătoasă. Salata beof nu poate lipsi. Este un fel de mâncare tradițională românesc derivat din salata olivier, numită și rusească în alte țări. Salata de beof cuprinde legume și cubulețe mici de carne legate cu maioneză, iar lista poate continua cu piftia preparată din cap de porc. Picioare, limbă, urechi, șorici, dar și caltaboși, cârnați și nelipsitul cozonac.